Finanțarea sistemului sanitar în 2024 pare să fie cea mai mare provocare pentru guvern și cea mai mare îngrijorare pentru pacienți. Accesul la tratamente inovative nu mai este de mult un moft, ci este o investiție pe termen lung pentru că aduce economii în sistemul medical și are o contribuție directă la creșterea speranței de viață. Despre toate aceste subiecte s-a discutat la conferința României Inteligentă, iar care sunt concluziile, aflăm chiar acum de la colega mea Cristina Ștefan. Te ascultăm, Cristina! Bun găsit tuturor! Bolnavii se tem că și anul viitor accesul la tratamentele inovatoare ar putea să fie o loterie dacă nu va fi acordată finanțarea necesară. Cert este că astăzi autoritățile au lansat mai multe soluții, mai multe variante. Inclusiv ministrul Alexandru Rafila a vorbit de un fond separat pentru inovație. O să vedem cum văd pacienții această măsură. Mergem la doamna Marinela Debu, care este președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne cum vedeți aceste măsuri, aceste soluții lansate de autorități? În primul rând, e bine că ne întâlnim și discutăm și punem pe tapet niște soluții. În al doilea rând, trebuie să vedem cum vom funcționa. Cum va funcționa acest fond, ce patologii, ce boli va acoperi, către ce se va duce, dacă nu cumva pot fi aduse și alte soluții. S-au discutat aici, nu doar asta, s-a discutat inclusiv ca acele taxe care vin din banii care vin din taxe pe vicii să vină într-adevăr la sănătate, ceea ce ar fi absolut normal. Și să aducem la medicamente. Să vedem cum funcționează, pentru că așa au fost propuneri de-a lungul timpului. Problema este cum se aplică și ce se întâmplă real. Cât de importante sunt aceste tratamente moderne pentru pacienți și de cât timp le așteptați? Dacă vorbim de hepatita B plus delta, chiar făceam un calcul și avem mai mult de 500 de zile de când Agenția Națională a Medicamentului a aprobat produsul cu medicamentul care pe noi ne-ar ajuta, pe pacienții pe care îi reprezentăm ne-ar ajuta, dar el, deși a avut aprobare necondiționată, în continuare este doar pe lista pe care de câteva zile, de puțin timp, a fost aprobată, a fost publicată în transparență decizională și, din păcate, astăzi n-am primit o garanție că vom avea și acces imediat. În ianuarie este clar că nu se va întâmpla lucrul acesta, dar nimeni nu ne-a spus când pacientul din România va avea și acces efectiv la tratament și în felul acesta ne ducem ușor, ușor spre 600 de zile și sperăm să nu crească. Vă mulțumesc tare mult. Noi sperăm că autoritățile vor veni rapid și cu măsuri concrete și că se va găsi finanțarea necesară astfel încât bolnavii să aibă acces la tratamentele vitale, la tratamentele moderne, pentru că, din păcate, așteptăm cel mai mult din Uniunea Europeană pentru a avea acces la medicamentele inovative.